Salut! Bun venit pe canalul nostru de YouTube. Eu sunt Cătălin, iar astăzi avem la review tastatura mecanică a Bloody B640. Trecând la conținutul cutiei, tastatura vine în pachet cu un mic manual de instrucțiuni, un suport pentru încheietură, tastele D învelit în silicon, suportul pentru scos taste și câteva inele de cauciuc pentru a estompa din zgomot atunci când se apasă tastele. Tastatura are o construcție solidă, iar cablul acesteia este îmbrăcat în material textil. De asemenea, în spatele tastaturii regăsim un port USB și două porturi jack pentru microfon și căști, pentru a le putea folosi fiind nevoit să conectăm mufele adiționale în PC. Ce iese în evidență la această tastatură sunt switch-urile optice, care în loc de contact metal pe metal ca la majoritatea modelelor, acestea sunt concepute dintr-un senzor de lumină și o sursă de lumină ce înregistrează instant apăsările. Afortec Bloody B640 beneficiază de 104 taste, end key rollover, un polling rate între 125 și 1000 de Hz și memorie internă pentru a stoca setările favorite. Tastatura este iluminată doar în culoarea roșie, în schimb putem alege dintre 6 moduri de lumină și 3 intensități pe care le putem modifica cu ajutorul tastei Function și a tastelor dedicate. Pentru a asculta puțin tastatura, am pregătit și un scurt test. De reamintit este că acestea sunt switch optice, fiind mai liniare. În final, dacă vă doriți o tastatură mecanică de gaming extrem de precisă, Afortec Bloody B640 este alegerea potrivită. Vă mulțumesc pentru atenție, dacă v-a plăcut dați un like, nu uitați să vă abonați, verificați descrierea pentru mai multe linkuri utile, iar noi rămâne să ne vedem data viitoare. Eu am fost Cătălin și vă doresc o zi excelentă!